Noroc că l-ați pus pe ordinea de zi. Ar 12, indice 10, alineatul 2. Ia fiți atenți aici că descoperim ce se întâmplă și cu crevedia și cu GPL-ul și tot. Valoarea proiectului prevăzut la aliniul 1 este constituită din 20.299.000 lei, reprezentând suma neutilizată pentru finanțarea proiectului transformarea autobuzelor din funcționarea diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat. Foarte interesant cum reveniți asupra unor proiecte, cum vedem acum destinația banilor, care sunt firmele implicate în GPL și în toată această traiectorie către partidele politice și viitoarea campanie electorală pentru care a fost nevoie să moară oameni și încă nu s-a terminat. Mulțumesc!